Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române. Nu întâmplător m-am așezat având un car votiv miniatural dacic descoperit la Miercurea Sibiului. E duminica întoarcerii fiului risipită și ne arată odată în plus și această bijuterie de bronz care s-au gândit tot timpul la întoarcere. Începe prin această evanghelie a întoarcerii fiului risipitor, începe de fapt pelerinajul nostru către Calvarul Mântuitorului, către Golgota și apoi spre înviere. Ușor, ușor, lepădând grija cea lumească și ipsatirea, ne ajută odată în plus să înțelegem cât de mare este Dumnezeu ce ce nevoiește mântuirea. E duminica în care, dacă stai să te gândești, fiecare dintre noi avem de învățat câte ceva, de pe poziția de fiul risipitor, de tată sau de acritură, de fratele fiului risipitor. Ba, chiar îndrăznesc să spun că de pe poziția servitorului tatălui celui risipitor, care se va fi bucurat cu tatăl acela că stăpânul îl mic se întoarce acasă. E o evanghelie grea, nu vă lăsați furați de frumusețea ei. E o evanghelie grea pentru că vorbește despre noi, despre neputința noastră de a ne întoarce către Dumnezeu înainte de a epuiza toate șansele și de a folosi pentru propria noastră mântuire darul cel mare al vieților noastre. E taina prin care Hristos ne cheamă la postire. Ne apropiem ușor, ușor, ca într-un car de bronz, cum este acesta minunat din Miercurea Sibiului, la întâlnirea cu Dumnezeu care vine spre noi. Duminica de astăzi are o conotație. Cei mai mulți dintre oameni cred că este duminica întoarcerii fiului risipitor, când de fapt tatăl risipește totul. Averea, așteptarea și dragostea. Seamănă cu Dumnezeu. Mâine este o nouă zi.